președintele Partidului România Mare, domnul Florin Sârbu. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Vă propun să începem discuția noastră de astăzi cu ultima ședință a Consiliului Local Vaslui. A fost o ședință liniștită oarecum, numai că unii dintre consilierii puterii, cei de la PDL, s-au obținut de la votarea bugetului. Din punctul dumneavoastră de vedere, care știu că ați votat bugetul. Da, am fost pentru. Nici nu v-ați abținut, nici nu ați votat împotrivă. Este un buget controversat? Domnul Saezu, stimați telespectatori, într-adevăr, miercuri, săptămâna care trece, a avut loc ședința de Consiliu Local la municipiul Vaslui, ocazie cu care s-a aprobat bugetul pentru anul în curs. Din punctul meu de vedere, aș putea să spun că sub aspectul strategiei acest buget a respectat condițiile, în sensul că executivul, prin specialiștii săi, a realizat un proiect de buget care, cu destul timp înainte de ziua de miercuri, care a fost supus dezbaterii publicului prin publicarea pe site-ul primăriei municipiului Vaslui, iar noi, în calitate de consilieri, am fost informați despre acest lucru, având astfel timpul necesar pentru a ne documenta și pentru a veni cu propuneri față de ceea ce propusese executivul. Pe de altă parte, cu ocazia ședințelor pe comisii, acest buget a fost dezbătut în detaliu, discuții sau dezbateri la care au participat în mod direct toți consilierii de la oricare formațiune politică reprezentată în Consiliul Local. Mă refer la buget, la Comisia Urbanism și Comisia Judică, unde eu sunt membru. Sigur, fiecare grup de consilier, fiecare consilier a avut posibilitatea de a veni cu propuneri concrete pentru a influența într-un fel sau altul bugetul și, sigur, dacă erau astfel de propuneri, acestea erau supuse dezbatere și într-un final votului. Personal, la Comisia Urbanism am venit cu câteva propuneri concrete, dacă este nevoie le putem dezvolta, propuneri care au atras atenția colegilor de la Comisia Urbanism, de față era și primarul Vasile Pavel. O parte erau oarecum cuprinse într-o anumită formă în proiectul de buget, o altă parte își pot găsi rezolvarea în perioada următoare, după ce municipiul Vaslui nu va mai fi un șantier în sensul pozitiv al cuvântului șantier, și sigur alte propuneri nu au putut fi efectiv rezolvate și am conștientizat acest lucru. Este adevărat, votul de la comisie este un vot consultativ, dar vrând nevrând, într-un fel sau altul, îți exprimă o părere, exprimă o poziție privitoare la proiectul de la ordinea de zi. Dar cum explicați dumneavoastră faptul că acest buget al municipiului Vaslui pe anul 2012 este, așa cum a spus primarul Vasile Pavel, cel mai mare din ultimii 4 ani de zile? Aibă chestiunea aceasta o legătură cu perioada electorală care urmează? Nu are. Pentru că se întâmplă într-o perioadă în care toată lumea se plânge de lipsa fondurilor și bugetele sunt secătuite. Mulțumesc. Întrebarea îmi ridică mingea la filio, cum s-ar spune. Nu are niciun fel de iz electoral, cel puțin din punctul meu de vedere. Eu nu exprim părerea a mai mulți consilieri sau cetățeni. Din punctul meu de vedere, nu are niciun fel de iz politic. Bugetul pe anul în curs este mai mare ca valoare datorită sumelor atrase
de la Uniunea Europeană și altor sume care vin de la Guvernul României prin ministerele de resort care se ocupă sau finanțează anumite proiecte care se desfășoară la nivelul municipiului Vaslui. Rânevând datorită acestei influențe, bugetul valoric este mai mare. Nu înseamnă că această valoare este folosită în scop electoral, cum au încercat într-un fel sau altul unii consilieri să speculeze momentul. Ideea este eronată din punctul meu de vedere. Revin. În această modalitate s-a ajuns la ziua în care s-a supus dezbaterii în plenul Consiliului Local. Cei mai mulți consilieri din 21-20 au fost prezenți, din cei 23 s-au abținut, iar ceilalți 17 au votat bugetul Consiliului Local pe anul în curs. Din punctul meu de vedere, bugetul pe acest an este un buget echilibrat. Este un buget echilibrat. Un buget în care se regăsesc veniturile care sunt posibile pentru a avea o sumă la dispoziție, precum și cheltuielile pe capitole de cheltuieli. Ele se regăsesc detaliat în bugetul aprobat al Consiliului Local. S-au ridicat voci în timpul Consiliului Local privitoare la valoarea amenzilor, la cuantumul amenzilor, ca fi foarte mari și care exista o goană după aplicarea de amenzi. Idee sau precizare, iarăși din punctul meu de vedere, eronată. Sigur, amenzile, valoarea încasată de pe urma amenzilor este o sursă de venit. Sigur, în proiect trebuie să stabilești, să susții întreaga sumă care este de recuperat. Nu? Pentru că pleci la drum cu ideea că vei recupera întreaga sumă. Când nu vei reuși să recuperezi întreaga sumă prin aparatul de specialitate, bugetul va fi influențat prin rectificări lunare sau atunci când este momentul. Sigur, amenzile au crescut și valoric, au crescut și numeric, pentru că sunt mai mulți agenți constatatori sau mai multe instituții care constată diferite abateri. Pe de altă parte, amenzile care sunt constatate, iar contravenienții sunt cetățeni care domiciliază în municipiul Vaslui, toate aceste debite, contravenția se transformă în debit, într-un debit al cetățeanului, se regăsesc la primăria municipiului Vaslui. Este firesc, mai mult, contravențiile privitoare la rovinetă sunt foarte mari ca valoare. Nu că este o campanie și este corect ca fiecare să-și plătească rovineta, iar cei care nu au plătit trebuie sancționați. Valorile de amendă sunt destul de mari, și nu se găsește niciun fel de indulgență la cei care constată astfel de situații. Astfel că amenda este către maxim. Da, toate aceste situații fac să crească numărul de amenzi, fac să crească valoarea amenzilor per total. Faptul că în anul trecut, că acum 2 ani, s-a încasat un procent oarecare din valoarea amenzilor, este o altă problemă. Esența este că acea valoare a amenzilor trebuie să regăsească ca sursă în bugetul Consiliului Local. Da, v-ați uitat așa un pic pe acest buget, pe ce se vor cheltui banii. V-ați asigurat că nu va mai exista situația de anul trecut, atunci când s-au alocat sume foarte mari pentru reabilitarea unei toalete din Parcul Copou, de exemplu, sau mai știu eu pentru ce alte lucruri inutile acestui municipiu? Domnul Saizu, vorbiți de lucruri care s-au discutat și cred că chiar într-o emisiune a dumneavoastră am vorbit acest lucru, chiar privitor la toaleta din Parcul Copou. Pare a fi o valoare foarte mare. Noi ca și consilier local votăm un buget de principiu, da? Pe parcursul execuției bugetare se fac studii de fezabilitate, proiecte, da? Iar finanțarea este posibil să ajungă la nivelul sumei aprobate de către noi, este posibil să depășească această sumă. Cât privește valoarea efectivă a unei investiții, nu este atributul principal al consilierului local de a o diseca.
și a stabilit dacă s-a cheltuit prea mult sau prea, sau prea puțin. Sigur, atunci când... Cum pentru... domnule consilier? Păi atunci, de ce mai are primarul Consiliul Local? Nu ca să-l verifice și în fața nu căruia este, să dea socoteală pentru este, ceea ce face? Saizu, nu este atributul, nu este la ceea ce spune... Atunci ce rost mai au consilierii locali? Nu mai avem nevoie de consilier local dacă... Este auditul intern, este Curtea de Conturi, sunt cele două instituții care au atribuții pe a controla cu privire la modul... Adică dacă dumneavoastră constatați acum o neregulă, constatați faptul că s-au cheltuit niște bani inutil pe anumite lucruri sau o sumă mult nu prea mare pentru seama. Un lucru prea mic. Vreau să nu puteți lua atitudine? Nu, eu pot să formez doar o părere așa cum spuneți dumneavoastră, că pentru un anume obiectiv s-a cheltuit o sumă prea mare. Dar nu am niciun argument. Asta este doar așa o chestiune de vizualizare. Trebuie să intri în proiect, în chestiuni de detaliu și după aia... Păi și nu puteți face lucrurile astea? Nu este competența noastră, domnul Saezu. Într-o astfel de situație trebuie să intervină organele care au competența. Care e competența unui consilier local? Competența... acum ar trebui să dezbatem legea. Nu așa, pe... Da, privitor la buget. Am analizat buget. Da, pentru că de buget vorbim, ca de altfel de orice alt obiectiv care dezbate la nivelul Consiliului Local. Da? Atributul principal al unui consilier local este de a analiza punctul de la ordinea de zi și de a vota sau de a se abține sau de a nu vota acel punct al ordinei de zi. Sigur, dacă un alt atribut este acela de a prelua problematica cetățenilor pe care îi reprezintă, da? Problematică care trebuie adusă la cunoștința executivului și de care se ocupe pentru că aceasta să fie rezolvată dacă își găsește un anume canal de rezolvare. Dar chestiunea pe care o ridicați dumneavoastră cu privire la a constata, a sesiza o părere a mea că, sau alte consilieri că ar fi o sumă, eu știu, astronomică privitoare la o investiție, nu este atributul. Dar am văzut consilieri care fac lucrul acesta. Își depășesc atribuțiile respectivii consilieri. Da, care este rezultatul? Care este rezultatul? Păi, de exemplu, au fost câteva situații în Consiliul Județean, cei drept, nu în Consiliul Local, da? Când s-a refăcut proiectul de hotărâre și s-au alocat bani mult mai puțin pentru anumite lucrări. Și aici, la bugetul Consiliului Local, dacă un consilier, oricare ar fi fost el, de la orice formațiune politică, venea cu ceva concret și spunea în comisii, domnilor colegi, domnule primar, eu vreau ca bugetul pe anul 2012 să fie influențat cu următorul punct, următorul punct, care are o valoare estimativă de, iar suma o atrag de unde o atrag. Nu era corect așa? Așa să stăm în plenul ședinței Consiliului Local și să spunem că știți, parcă cheltuielile ar fi prea mari în nu știu ce domeniu, parcă ar mai trebui... Este nu, o părere. Verificați hârtiile care este vi se dau în dosar și este, după aia luați atitudine. Este doar o părere. Nu pur și simplu luați dosarul cum fac unii consilieri. Cred că nici nu îl deschid măcar în timpul ședinței. Nu vreau, nu, sunt, trebuie să recunosc. Eu, de regulă, când, sau întotdeauna când merg la ședința de Consiliu Local, mă pregătesc înainte de această ședință, inclusiv prin a lua legătura cu specialiștii din executiv și pentru a clarifica probleme care eu nu pot să mi le clarific atunci când studiez materialul. Iată, vedeți, s-au ridicat anumite voci în ședința de Consiliu Local. Foarte bine că s-au ridicat. Dar au fost lămurite tot în ședința de Consiliu Local de către primarul Vasile Pavel, pentru că el trebuia să clarifice aceste probleme care au fost ridicate. S-a ridicat o problemă privitoare la faptul că în municipiul Vaslui nu sunt locuri de muncă suficient și că politica financiară primăriei ar trebui să fie o politică care, atenție, care să facă investiții, care să creeze locuri de muncă, care să aducă investitori, să le pună la dispoziție investitorilor, eu știu, utilitățile necesare, drum, apă, canal, gaz, etc. etc. Ok, poziția este elegantă, este elegantă și pare a fi obiectivă, dar o asemenea atitudine nu poate fi prinsă generic în bugetul pe un an. Vine un investitor, chestiunea este punctuală, asta vreau să scot în evidență. Vine un investitor, vrei să realizezi o investiție în Vaslui, ce ai nevoie de la Consiliul Local? Am nevoie de aia, de aia, de aia. Ei, apea atunci, dacă Consiliul Local sau executivul, primarul, nu se raliază cu solicitarea, de-abia atunci sunt probleme.
Dar nu poți să prevezi la începutul anului că nu, vin 10 investitori care ar construi nu știu ce ateliere, fabrici, uzine în nu știu ce locuri și ne trebuie să ducem utilități în zona respectivă. Pe ideea, ansamblu, ideea mi se pare eronată din punctul meu de vedere. Iar suburbiile sunt abandonate. Ele par a fi abandonate. Dar nu numai este... suburbiile sunt abandonate. Nu, la ora actuală, s-a ridicat problema dacă asta, este să te uiți în oraș, nu. Întreg municipiul este abandonat. Mă referesc la condițiile atmosferice, la zăpadă, la ce vă referesc? Nu numai la asta. Nu numai la nu asta. Este abandonat, domnul Saez. Da, spuneți-mi, haideți că discutăm și despre subiectul acesta, da, imediat. Rețineți ideea, da? Rețineți ideea, întrebare care aveți. Fiți sigur că dați-mi voie să, să-mi continui ideea mea privitoare la Consiliul Local. Da, s-a ridicat ideea că suburbiile ar fi abandonate. Ele par a fi abandonate. Nu par, chiar sunt. Nu sunt abandonate, sunt în atenție, da. Mergeți oricare, de acum într-o suburbie din municipiul Vaslui și spuneți-le oamenilor că nu e abandonată suburbia respectivă și nu știu dacă mai ieșiți. Pare o logică din punctul dumneavoastră de vedere ca mai întâi să se asfalteze și după aia să se introducă în subsol instalația de canalizare și alimentare cu apă? Pare o logică? Nu e într-adevăr o logică, dar nici prea multe lucruri pentru aceste suburbii nu s-au este făcut. Normal să așteptăm mai întâi pentru a duce la bun sfârșit, dacă se va duce la bun sfârșit. Da. Și da, perspectiva domnule Sârbu, cam de câți ani așteaptă vasluienii să trăiască și într-un oraș civilizat? 22 de ani, nu? Și dumneavoastră le transmiteți acum să mai aștepte în continuare? Da, că poate se va întâmpla anul ăsta sau anul viitor. Pe drumul cel bun. Ha, pe drumul cel bun pe care asta n-a de câți ani nu auzim cu de câți ani nu auzim păi, domnul Saez, dacă este proiect finanțat cu bani de la Uniunea Europeană pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de canalizare și alimentare cu apă. Deocamdată nu este. Deocamdată nu este acest proiect. Nu a intrat în pâine, față de perioadele anterioare, s-au făcut pași concreți, domnul Saizu. Este proiectul Consiliului Județean care se regăsește în municipiul Vaslui, în municipiul Bârlad, Hurș, Negrești, în mai multe localități. Și sunteți dumneavoastră atât de optimist încât puneți că problema asta se va rezolva anul ăsta și vom avea și apă și canalizare și domnule, străzi asfaltate pe deasupra. Eu cred că se va rezolva. Dacă nu se va finanța acest proiect, așa, e greu. E greu. E greu pentru că proiectul pentru asfaltarea și modernizarea celor 8 km, celor 13 km de stradă, de străzi din municipiul Vaslui este pus în pericol. Odată. Ori primarul Pavel trebuie să găsească o altă strategie, în sensul că trebuie să abandoneze proiectul privitoare la finanțarea infrastructurii de apă și canalizare și să continue asfaltarea și modernizarea la suprafață a străzii. Ori o astfel de asfaltare s-a realizat pe o infrastructură învechită, care efectiv nu mai face și față. Și s-ar deteriora foarte repede, pentru că avariile la rețeaua sigur, de apă sigur, sunt zilnice. Avariile sunt zilnice și atunci asfaltul proaspăt turnat ar trebui spart în permanență pentru a ajunge la zona afectată și pentru a fi remediată. Nu vreau să fiu un pesimist, eu vreau să gândesc optimist, așa, sunt convins că, am eu așa convingerea mea, am mai discutat cu mai multe persoane care se ocupă de acest proiect, de acest proiect de finanțare, cu finanțare europeană, eu cred că șansele sunt 100% de a fi finanțat, iar primăvara, nu martie, eu cred că aprilie vor fi bani de la Uniunea Europeană pentru acest proiect. Pentru acest proiect. Foarte mult și lucrurile vor intra în normalitate. Dar dacă nu va fi așa, va fi grav, nici nu vreau, adică nici n-aș vrea să-mi imaginez și nici nu vreau să discut despre un scenariu de asta negativ. Rămâne. Sau s-a ridicat o altă problemă privitoare la faptul că prea multe, că la modernizarea cimitirului Eternitatea s-au alocat prea multe sume de bani dintr-o dată, că se puteau cheltui așa și că cimitirul n-ar aduce venituri. Și nici nu știu dacă cimitirul poate fi o sursă de venit pentru comunitate. Dacă e să vorbim, ar trebui să punem morți să muncească sau ce să facem acolo? Dacă păi, e să ne luăm după cel care a venit cu ideea asta, Saizu, cam așa domnul ar trebui Saizu, să acolo facem. Este odihna de vești, domnule. Când te odihnești în vecie, nu realizezi venituri. Este o chestie logică. Nu știu, puneți taxă de intrare, poate vrea lumea să intre pe la muzeu Saizu. Să viziteze. Pe de altă parte, să știți că cimitirul
aduce un venit modic. Este vorba de acea taxă anuală de 10 lei pe fiecare loc de veci, care este în atribuția unei direcții pe autofinanțare din cadrul primăriei municipiului Vaslui. Dar oricum nu pot să crez că cimitirul ar putea să fie o sursă de venit pentru comunitate. Iată chestiuni care s-au ridicat și care cred că nu-și găseau locul. Bine, într-un final lucrurile au fost clarificate, cred că au fost clarificați și consilierii care au ridicat aceste probleme, motiv pentru care 17 voturi au fost pentru și 3 abțineri. Ei, cu astfel de majoritate, bugetul a luat ființă și sigur sumele de bani pot fi cheltuite, cel puțin așa cum au fost prevăzute la momentul actual. Uitați, în ședința de Consiliul Local, printre altele, mi-am extras câteva idei privitoare la principalele investiții care ar trebui să se realizeze în cursul acestui an. Nu le-am într-o ordine, nu a importanței, așa cum au fost extrase ele din buget. Iată, modernizarea cimitirului Eternitatea, surse proprii, da? Reabilitare Parc Copo. Păi avem un Parc Copo care, în opinia mea, este unul din cele mai plăcute sau poate concura cu multe alte parcuri din România. Iar partea de jos a Parcului Copo, dinspre Veteran Turcanu, cred că va fi o chestiune, o bijuterie de parc. Dar care... ce obstacole trebuie să treci ca să ajungi la Parcul Copo? Gândiți-vă un pic la străzile care duc spre Copou. Nu știu dacă ați mers pe ele în ultima perioadă. Dar merg în fiecare zi, domnul Saidu. Și cam cum vi se par străzile astea? Dar ce obstacole au străzile astea? Dar cum arată străzile astea? Astăzi? Da. Astăzi nu, astăzi și înainte de a veni zăpada. Și dar care străzi merg către pe acum? Este Mihail Gălânceanu, care arată bine sub aspectul așa. Este Vasile Alexandrii. Vasile Alexandrii, care va fi în modernizare. Va fi. Este așa. Modernizare, este prinsă în programul PIDU, care, mă asigur, în toamna anului 2000... Nu vi se pare că alocăm noi bani așa prea mulți pentru parcuri înainte de a ne ocupa de infrastructura orașului, de a reface străzile, de a reface aceste rețele de apă și canalizare, de a face locuințe pentru tineri, că nu se duc tinerii, domnule Sârbu, să locuiască în parcul. Banii pentru parc au venit de la mediu, domnul Saizu, n-au nimic comun cu banii care vin pentru străzi, care vin de la Uniunea Europeană. Mai lungi un pic discuția, îmi spuneți că și banii pentru reabilitarea toaletei din Parcul Copo au venit de la vreun minister. Dacă vreți să extind, eu nu vreau să intru cu dumneavoastră într-o dispută. Da, văd că e așa un optimism la PRM și nu înțeleg de ce. Nu este vorba. Ați bătut deja palma pentru încă un nou mandat cu PSD-ul? La asta vă gândiți dumneavoastră? Păi nu înțeleg de ce sunteți atât de optimist. Pentru că nu i-am văzut pe cei la PRM nici măcar să vină cu... Domnul Saizu, eu vreau să cred că sunt un tip echilibrat la creier, un tip sănătos și că trebuie să fiu obiectiv într-o problemă pe care o analizez. De acord cu dumneavoastră. Eu nu analizez problema de... Domnul Saizu, la câte probleme sunt în acest municipiu? Domnul Saizu, eu nu analizez... Ar fi putut și consilierii PRM-ului să vină cu niște propuneri să le ridice până v-am spus că am avut propuneri și să spună, domnule, uite, acolo există o problemă, cum o rezolvăm? Acolo există o problemă. Am avut propuneri, domnul Saizu, în ședințele de comisie, propuneri care au fost acceptate către executiv. Ce propuneri? Dați-mi 3 propuneri. Am avut prima propunere, da? A fost ca între strada Republicii, strada care coboară către gară, da? La intersecția, dacă mă exprim corect, cu Albia Veche a râului Vasului Est, da? Pentru gară 3 din strada Republicii să se realizeze o bretea către strada Zimbrului pentru a realiza încă o intrare în acel cartier, iar din gară 4, de pe strada Avram Iancu, da? Să se realizeze o bretea care urcă în strada Republicii pentru a se mai realiza încă o ieșire din acel cartier care are o singură intrare, de fapt are o singură stradă care Avramian care intră și iese din sub aspectul circulației. O propunere. Da, primarul Pavel a vorbit despre acest lucru, a spus că vechea Albia râului Bârlad și este corect, intră într-o modernizare, este într-o fază de proiect, nu vreau să dezvolt ideea, își va regăsi rezolvarea poate anul acesta sau poate mai târziu.
Este o propunere a mea, a consilierului Florin Sârbu. A ridicat problema a două străzi din suburbia Moara Grecilor, strada Păcuraș, strada Crișan, unde au fost introduse utilități, apă, canal, într-o oarecare măsură, nu intru în detalii tehnice, și l-a rugat pe primar să intre într-un proces de asfaltare. Și se va regăsi această problemă în cursul anului 2012. O altă problemă pe care am ridicat-o, realizarea unui teren pentru de sport, tot în suburbia Moara Grecilor, lângă școala generală, pentru că în suburbia Moara Grecilor există foarte mulți tineri doritori de sport și vin în permanență, aproape săptămânal, vin în Vaslui pentru a juca pe diferite terenuri sau într-una din sălile de sport ale municipiului. Primarul a promis că se va regăsi în bugetul pe anul acesta. Am rugat executivul să aibă în vedere că în municipiul Vaslui, pe străzile deja finalizate, sunt guri de canal care, a căror capac este sub nivelul părții carosabile, da? Au luat-o ca atare, ca problemă, era și în, în obiectivul lor și se va rezolva. Am vorbit despre strada Ion Adam din spatele fostei fabrici spre spital. Scapă, am un laps acum. Mi-ați dat trei propuneri. Dar eu altceva vreau să vă întreb. PRM-ul chiar nu a găsit nimic de criticat la bugetul ăsta? Este, din punctul meu de vedere, eu nu mă dau un mare specialist, eu sunt jurist de profesie, nu sunt economist și nici nu vreau să o fac pe deștept în fața telespectatorilor. Sunt un om ca fiecare om care mi-am asumat o răspundere politică, am fost votat, mă duc acolo cu bine sau cu rău. Din punctul meu de vedere, repet, este un buget echilibrat. De asta l-am și votat. Pentru că sunt investiții, domnul Saezu, continui, care se regăsesc și care sunt interesante pentru cetățenii municipiului Vaslui. Amenajare bază sportivă MOVAS, cu o sursă atrasă de la mediu. Modernizare stadion municipal. S-au ridicat voi și aici, fără să discutăm. Că, sigur, cu aceste sume spun unii că se putea realiza altceva în municipiul Vaslui. Logic! Dacă banii ăia, miliarde, n-ar fi mers către stadion, sigur că mergeau în alte investiții. Atenție! Dumneavoastră, vi se pare corect ca anual, pentru că ați atins subiectul acesta, anual să se aloce sume uriașe de bani pentru acest stadion? Domnul, este ca o competiție. Da? Startul cu stadionul municipal s-a dat când s-a dat. Între cine și cine? Nu, este ca o competiție. Atunci când pornești, este ca un start, da? Nu vrei să ajungi la final? De asta te duci într-o competiție, nu? De asta ieși la linia de start, ca să ajungi la final. Că ajungi pe locul 2, că ajungi pe locul 1 sau ajungi pe loc eligibil sau de podium, de acum este altă problemă, domnul. Da, când vorbim de competiție, înseamnă că mai este cineva în joc și mai finanțează cineva acest stadion. Nu asta vreau să aduc în discuții. Startul cu stadion. Poate că asta vă convine să mergeți pe străzi pline de gropi și să vă duceți la un meci și să stați în condiții nu știu de care la stadion. Asta vă convine lucrul acesta. Dacă puneți problema așa, sigur că cel care ascultă spune, da, mai corect era ca strada să fie... Dar nu era mai corect așa? Haideți să revenim la stadion, da? Și după aia o să tragem concluzia dacă despre este. Despre stadion vorbim acum. Vorbim despre străzi. Hai să vorbim despre stadion, da? Păi da? Vorbim startul, despre străzi în contextul în care s-au dat foarte mulți bani la stadion în ultimii ani. Startul. Păi asta, știi, mă lăsați? Ați făcut un calcul cât la sută din bugetul anului trecut s-a dus la stadion? S-a dus o sumă importantă de bani. Dar ați făcut un calcul. V-a interesat chestiunea aceasta? Lăsați-mă să-mi termin ideea, după care discutăm. Am acest drept să-mi termin ideea? Da? Da. Startul cu privire la modernizarea stadionului municipal a început cu ani în urmă. Da? Cu prima investiție. Da? De când a intrat Vasile Pavel la primărie? Nu, este mai... Că fostul primar nu era atât de darnic cu stadionul. Ba nu. Să știți că FC Vaslui și la momentul ăla jucat tot pe stadion municipal. Atenție, startul a plecat mai cu câțiva ani în urmă, da? Bun, între timp, standardele Federației Române de Fotbal cresc. Apare, la Vaslui a apărut o echipă de fotbal competitivă. Și standardul meu ca cetățean și ca plătitor de taxe în acest municipiu crește, pentru că, v-am spus, nu mi se pare normal să mergem pe niște străzi pline de gropi,
Și fără să avem refăcută acea rețea de apă și canalizare, dar municipalitatea să arunce așa un car cu bani către acest stadion municipal. Să știți că sportul, cel puțin la ora de ziua de astăzi, sportul în general este cel mai bun ambasador al municipiului Vaslui. Datorită sportului suntem cunoscuți în țară și peste hotare. Și ce beneficii și refer, aduce nouă ca cetățeni lucrul acesta, domnule? Mă refer la FC Vaslui. Dar ce beneficii aveți dumneavoastră ca cetățean de pe urma acestui lucru? La liceul sportiv, prin atletele care fac performanță în România, da, și în Europa. Da, de acord cu dumneavoastră. Atenție, dar lucrul acesta nu aduce investitori în județul Vaslui și nu reface infrastructura municipiului Vaslui. Mergeți acum pe stradă, dacă nu ați făcut lucrul ăsta până acum, și întrebați cetățenii ce părere au despre această problemă, și o să rămâneți uimit de răspunsul pe care îl primiți. Pentru că văd că sunteți un fan al alocării fondurilor către stadion. Nu sunt un fan, dar nu putem abandona la momentul ăsta. Auziți, standardul Federației Române de Fotbal pentru... Atenție. Putem abandona asfaltarea străzilor, în schimb, și putem abandona construcția de locuințe ANL, sau putem abandona construcția de locuințe sociale, îi putem abandona pe sutele de amărâți în acest oraș care nu au ce mânca și care nu au unde să stea. Deci îi putem abandona, nu? Trebuie acordat atenție pentru fiecare segment al vieții economice, politice, sociale sau de care vezi dumneavoastră. Păi da, trebuie acordată atenție într-o oarecare măsură. Nu acordăm o atenție foarte mare stadionului și o atenție restrânsă. În acest an nu se alocau sume pentru stadionul municipal dacă Federația Română de Fotbal nu impunea... Dar dictează Federația Română de Fotbal bugetul municipiului Vaslui? Nu, dictează condițiile pentru ca o echipă să participe în Liga Națională. Dar nu are finanțatori echipa asta? Finanțatorul este pentru echipă, stadionul municipal este al nostru, domnul. Și când face tranzacțiile cu jucătorii, finanțatorul de la FC Vaslui împarte banii cu Consiliul Local? Nu este problema mea. Vin niște bani către bugetul local? Este Cum este problema noastră, domnule consilier? Dar nu dumneavoastră aprobați sumele care se duc la stadion? M-ați întrebat de jucătorii vânduți, cumpărați, de vânduți sau eu știu. Nu este problema mea. Eu mă ocup de vânzarea jucătorilor la Dar dumneavoastră vă ocupați de alocarea sumelor către acest stadion. Dacă vrem să avem o echipă în Liga Națională, trebuie să asigurăm o bază sportivă care să fie competitivă. Vorbiți acum ca și suporter sau ca și consilier local? Vorbesc ca un om normal. Că merg la fotbal, nu merg la fiecare meci. Dar de regulă merg la fotbal și sunt un fan al sportului în general, cum de altfel am votat și am să susțin atât cât îmi permite competența ca echipa de handbal a municipiului Vaslui să reușească să promoveze în prima ligă în acest an. Pentru că ei sunt cei mai buni ambasadori ai Vaslui. Sigur, discuția poate fi continuată. Dintr-un punct de vedere, și dumneavoastră aveți dreptate, dar noi am intrat într-un joc, impropriu spus, într-o situație... Într-o capcană. Care, nu capcană, nu-i capcană, domnule. Noi am intrat într-o problemă care trebuie rezolvată până la capăt. Mă rog... Este foarte mult de discutat pe marginea acestui subiect. Nu avem prea mult timp la discuție astăzi, pentru că știu că vă grăbiți să ajungeți la meciul de handbal. Și aș vrea să fac trecerea către partea politică a emisiunii noastre. Nu mai avem timp să vorbim de buget astăzi. Avem de discutat și niște subiecte politice. Ca să încheiem subiectul cu bugetul. Cetățenii municipiului Vaslui, mi-aș ruga să aibă încredere că noi acolo când ne dăm votul, dăm cu responsabilitate. Da, s-a văzut. Iar că într-un viitor nu foarte îndepărtat, municipiul Vaslui va arăta cu totul și cu totul altfel decât cum a arătat până în anul 2011 sau cum arată. Ce înseamnă un viitor nu foarte îndepărtat? 2013. Piața Vidin. Sunt voci. Este adevărat, acolo sunt niște oameni care muncesc, au niște angajați, sunt niște locuri de muncă. Dar dacă privim lucrurile numai așa, stagnăm și să nu mișcăm nimica pentru că dispare un loc de muncă, înseamnă că nu vom progresa, domnul Saezu. Aș discuta un pic și despre piața asta, Vidin. Ați fost în piața Vidin în ultimele săptămâni? Da. Și ați încercat să discutați cu oamenii de acolo despre reabilitarea acestui obiectiv? Ați avut curajul cu să faceți lucrul acesta? Sau cu cei care vin la cumpărături? Și cu unii și cu alții. Da, cei care sunt acolo chiriași. Niciunuia dintre ei nu le convine că piața va intra într-un proces de modernizare, iar cei care vin la cumpărători
cele mult sunt pentru a fi modernizată. Dumneavoastră, la viitoarele alegeri, ca să fac trecerea asta către subiectele politice, veți candida pe listele PSD-ului sau pe listele PRM-ului? Nu, ca listele, să înțeleg și eu că vă sunteți un susținător înfocat al Partidului Social Democrat. Dar nu sunt susținător, sunt susținător a unor obiective care se realizează și, din punctul meu de vedere, trebuie realizate. Deci pe care liste veți candida? Pe listele Partidului România Mare. Și la ce funcție? Vom vedea. Vedeți că în afară de cei de la USL, nicio altă formație politică nu a dat publicității candidatul la funcția de primar și candidații pentru consilieri locale. Păi asta înseamnă că dacă unul nu a făcut ceva, nici celălalt nu trebuie să facă. Dar așteptăm, este strategia noastră, care chiar nu vreau să intru în detalii. Cert este că Partidul România Mare... Dumneavoastră, la ora actuală, ca și președinte de partid, da? Măcar dumneavoastră, nu v-ați decis unde o să candidați? Sunt decis. Și dar unde o să candidați? Dar încă nu este momentul să spun. Veți candida la funcția de primar al municipiului Vaslui, vă spun eu. Probabil. Asta spun colegii dumneavoastră de partid. Și mentorul dumneavoastră, Corneliu Bichineț. Colegii și mentorii. Dacă zic așa, cred că așa o fi, eu știu. Dar când o să fie momentul, eu am să apar. O să facem o conferință de presă sau o să vin într-o emisiune televizată. Asta înainte de alegeri sau după? Să vă satisfac după alegeri, domnul. Păi nu, mai e puțin timp la... După mai alegeri. Mai aveți puțin timp la dispoziție. Da, sunt partide grele așa care... Noi suntem, știi, un partid România Mare care suntem de un anumit procentaj, care cam nimeni nu prea ne bagă în seamă. Nu pot eu să apar acum... Deci v-ați consolat cu ideea asta că sunteți un partid foarte mic și că nu aveți nicio șansă? Nu, după mintea altora. Dar știți și vorba aia că buturuga mică răstoarnă carul mare. Sigur. Surpriza poate veni tocmai de la Partidul România Mare. Dar, vedeți, fiecare partid spune că își arată mușchii înainte de campanie. Cei de la USL că ei vor lua iar totul. Dacă e să ne atenție, luăm... atenție. Nu, n-au spus cei de la USL că vor lua totul. Nu discutăm aici despre ce spun cei de la PDL, că sondajele arată clar că la ora actuală, la nivelul județului Vaslui, Partidul România Mare este poziționat mai bine în sondaje decât PDL-ul, dar nu vi se pare firesc? Domnul Saezu, Partidul România Mare este singurul partid vechi, să spun așa, de pe scena politică, care din 1980 sau după 1989 nu a fost niciodată la guvernare. A fost partidul care a avut reprezentanță în Parlamentul României, partid sau parlamentari care întotdeauna nu au fost pentru privatizarea fostelor unități cu capital de stat. Dacă e să vorbim de dezastrul în care se află România astăzi, sau cauza principală, este pentru faptul că țara a pierdut din avuția națională prin privatizarea unor societăți cu capital de stat care puteau fi monopol pentru România și care, mă sigur, erau aducătoare de venituri, de locuri de muncă și, într-un final, de creșterea nivelului de trai al cetățeanului român. Păi și e pregătit Partidul România Mare să facă ceva pentru a schimba lucrurile astea la alegerile viitoare? La alegerile locale, mă refer. Da, noi o să participăm la alegeri, o să avem candidat, repet, listă de consilieri, o să venim cu un program al nostru, da? Cu un program al nostru. Vom analiza și programul, proiectul meu din 2008, când în 2008 am candidat pentru funcția de primar, da? Vom vedea cam ce s-a realizat până la vremea de azi în municipiul Vaslui, chiar din proiectul propus de către ministru, o să vedeți că sunt puncte care s-au realizat. Asta înseamnă că am gândit bine într-un oarecare fel dacă aș fost ales, să spunem, primar. Și acum am niște surprize în mintea mea pentru cetățenii municipiului Vaslui. O să vedeți la momentul respectiv dacă eu o să fiu persoana desemnată pentru a candida la funcția de primar. Păi, așa a apărut în presă lucrul acesta, domnule Sârbu. Ce vă tot ascundeți acum? N-a apărut în presă, clar, Florin Sârbu candidează la funcția de primar din partea TRM. Auzi, tot ce scrie presa este adevărat? În mare parte, da. Eu, dacă e să vorbesc din punctul meu de vedere, dacă din părticica tot ce scrie presa e adevărat. Dacă din părticica aia mică face parte și informația despre Florin Sârbu. Nu zic, dacă e să gândesc din punctul meu de vedere, da, tot ce scrie presa e adevărat, iar articolul cu Florin Sârbu candidează la primărie era semnat de Vedeți cum vă țineți partea? Vedeți cum vă țineți partea? Nu ținem partea. Spuneți-mi, cum stați cu întocmirea listelor de candidați pentru Consiliul Local? Și Consiliul Județean. Suntem în fază de discuții, avem mai multe... Asta mi-a spus și acum o jumătate de ani. Da, suntem în aceea, nu...
Dacă vreți, îi rog pe colegi să scoată dintr-o emisiune de acum câteva luni de zile un fragment cu dumneavoastră și o să vedeți că exact același lucru mi l-ați spus, că sunteți... Domnul Saezu, la momentul respectiv, nu înainte de declanșare, mai înainte de declanșarea alegerilor, o să vin într-o emisiune a dumneavoastră și o să vă prezint candidatul și consilierii locali la municipiul... Nu în ziua alegerilor. Nu în ziua alegerilor. La momentul respectiv. Auziți, nici PSD-ul, nici USL-ul nu are o listă de consilieri locali definitivă. Ba da, o are. Nu am văzut nicăieri. O să o citiți în presă săptămâna viitoare. Nu, noi suntem azi duminică, da? Pe 19 februarie. Da. Pe dumneavoastră îmi cereți mie astăzi să vă prezint. Nu vă prezint. Dar de ce nu prezentați? Sunt secreți candidații pe RM-ul? Sunt oameni din vasul lui, deci să fie secret. Sau n-ați reușit să găsiți deocamdată candidat? Nu este momentul cel mai potrivit. Lăsați întâi să vină. Nu știu că partidele bate vântul așa prin organizația Partidului România Mare de la Vaslui și prea găsiți candidat să-i puneți pe liste. De unde concluzia asta? Avem candidați, domnul. Avem și noi sursele noastre. Falsă, eronate. Nu sunteți pe segmentul de adevăr. Vă spun cu toată responsabilitatea. Avem oameni competenți, capabili, onești, gospodari pentru lista pe consilieri locali. Ne vorbim un pic despre lista la Consiliul Local, lista candidaților pentru Consiliul Local al municipiului Vaslui. Da? Aici vor rămâne actualii consilieri. Dumneavoastră bănuiesc că dacă sunteți candidat la primărie, celălalt consilier rămâne. Poftim? Celălalt consilier rămâne și pentru următorul mandat? Acum vreți să vă dau detalii din culise, din casă, din ce vreți să vă dau? Nu, că nu sunt detalii de nu, dar nu vă culise. Spun. Oamenii trebuie să-i știe pe cei care sunt pe liste pentru a avea timp să se gândească, să-și facă o idee pe cine votează în luna iunie. Eu poate vreau să candidez pentru funcția de președinte de Consiliul Județean. Păi în cazul ăsta s-ar putea să vă dea afară cei de la Consiliul Județean, de la Centrul de Afaceri. Și care e chestiunea? Da, o să mă tăie. Dacă eu reprezint un pericol pentru funcția de președinte Consiliul Județean, probabil, dacă e... Și s-ar putea să intrați în conflict misterios cu colegul dumneavoastră de partid, Corneliu Bichineț, sub poate Corneliu Bichineț va candida pentru o altă funcție. De la alt partid? Nu, de la Partidul România Mare. Dacă vreți dumneavoastră de la alt partid, de la alt partid, tot aveți informații, văd, nu? Tot aveți informații și dacă spuneți că sunt adevărate și nu mințiți niciodată, probabil că aveți dreptate. Ați făcut așa o evaluare a actualilor consilieri locali și județeni, nu numai din municipiul Vaslui, și din Bârlad, Huș, Negrești, acolo unde mai aveți consilieri. Ați făcut o evaluare, acum la final de mandat, să trageți linie și să analizați, domnule, tu meriți să mai rămâi pe liste, tu nu mai ai ce căuta. Pentru că nu ți-ai făcut datoria în mandatul ăsta. Există și astfel de cazuri la PRM? Să nu mă întrebați iară de rapoartele activitate ca în emisiunea trecută, da? Nu vă întreb, pentru că oricum nu le-ați depus nici acum. Să nu mă întrebați, da? Este făcută o evaluare la nivelul fiecărei organizații. Domnul Saizu, noi stăpânim situația ca organizații de partid în toate comunele. Știm unde avem punctele cele mai tare, știm unde avem punctele cele mai slabe, știm unde avem situații, conjuncturi care se pot transforma în puncte tari. Normal, toate aceste situații rămân a fi calificate în perioada următoare. Aștept o întrebare, văd că ați primit un mesaj. Întreba un telespectator, spunea că ați fost polițist, deci ați permis vânzarea fabricilor din municipiul Vaslui. Era în competența mea. Eu am mai fost la emisiune televizată, am dat ca exemplu fosta fabrică de mobilă. Rețineți, dacă la momentul ăla, 2002-2003, dacă mă ajută bine memoria, da, fabrica de mobilă era dată cu un leu sau cu zero lei unui potențial investitor din Vaslui. Așa, în mod sigur, acea fabrică astăzi avea viață, producea mobilă, iar acolo lucrau cel puțin 400-500 de muncitori. Ce putea să facă ca polițist la momentul ăla? Ea a fost, s-a ajuns în situația în care s-a ajuns datorită cadrului legal de la momentul respectiv. Dacă e să vorbim așa, putem vorbi despre parcul... Nu, doar v-am transmis o întrebare parcul, la un telespectator și un alt telespectator vă sugerează sau vă roagă să faceți ceva pentru lărgirea străzii de la confecții către Biserica Sfântul Neculai.
Da, este acolo... Cel puțin la momentul actual acolo e sens unic. E sens unic, da, datorită zăpezii. Da, a fost căderi mari de zăpadă. Șansa noastră ca zonă, ca municipiu, este că nu suntem în situația celor din sud-estul României, unde ați văzut că și astăzi sunt sate care încă nu au legătură cu viața, să spun așa. Într-adevăr, acolo, eu am, aseară am trecut pe primăverii, la strada aia, cred că vă referiți, da? Și ați putut trece? Da, într-un singur sens am așteptat să văd dacă despre unitatea militară nu vine nimeni, nu a venit nimeni, mi-am continuat deplasarea. Da, dar acolo este situația oarecum îngreunată și pentru faptul că pe sensul de venire către confecții, așa, este ocupat de către mașini care sunt în staționare. În staționare de mai multă vreme. Pe... Bun, da. Dar dacă cei de la poliția locală ar merge într-o zi și ar... Ei, domnul Saizu, vreau să vă spun, iată, cum s-a interzis parcarea pe strada mare până când s-a luat stratul de zăpadă? Vă dau o situație. Da. Da, nu acuz pe nimeni. Este o situație care fiecare se analizează exact cum vrea. Iată, eu locuiesc în suburbia Mora Greșilor de ceva timp. Da? Acolo unde vreți teren de sport. Da, acolo unde vreau teren de sport pentru comunitatea de acolo, nu pentru mine. Atenție, într-o dimineață am găsit sub ștergătorul mașinii un ofițuică de la poliția locală prin care mi se spunea că mie mi era adresată proprietarului de mașină că începând cu data de 16 februarie începe acțiunea de dezăpezări și de încărcat transport zăpadă și ne ruga să nu mai parcăm, să mai oprim, staționăm mașinile pe carosabile. Iată o atitudine din partea poliției locale, sigur în colaborare cu executivul. Eu sunt convins că astfel de fituși... Eu pe strada mea n-am găsit astfel de fituși. Nu credeam că se referă la Mora Greș la mine. Eu cred că aici, în oraș, nu a venit nimeni la Mora Greș să-mi pună fituica aia. Și nici cred pe străzile din jurul locului meu eu nu am văzut. Înseamnă că s-au referit, probabil că s-au referit, voia probabil să dezafecteze parcarea în care era mașina mea, dar să știți că aia a fost dezafectată de către mine pe cheltuială proprie. Nu, domnul Saizu. Revenim la primăverii. Primăverii se circulă pe un singur sens, pentru că un sens este ocupat de mașini în staționare prelungită. Da, nici nu știu cum s-ar putea lărgi. Da, în fața dumneavoastră aici, în fața postului de televiziune, da? Ați văzut? Amândouă benzile sunt circulabile, da? Și sunt circulabile pentru că ați creat, sau s-a creat de către proprietare de autovehicule, s-a creat posibilitatea... Asta încercam eu să vă explic, că lucrurile astea se puteau face și pe străduțele astea lăturalnice, care nu sunt chiar atât de lăturalnice. Domnul Saizu, mergem împreună după emisiune pe toate străduțele municipiului, mergem, cât putem. Și așa? Vă garantez eu că șoferii își mută mașina ca să fie dezăpezită strada. Uite, eu îmi las mașina în centru și mă duc pe jos până acasă, nu mai se dezăpezească strada. Am intrat într-un segment care... Sigur, dar revenim subiectul la... mult mai important, cel cu politica. Dar de ce credeți că politica este mai importantă? Păi e importantă astăzi, în perioada astăzi, asta, pentru că cetățenii... Decât zăpezele care sunt... sau cantități de zăpadă care sunt în municipiul vostru. Pentru că dacă vă întreb pe dumneavoastră acum de ce nu se ia zăpada pe stradă, dumneavoastră spuneți mie că... Greșeala mare este că în mintea fiecăruia, este un adevăr de fapt, dar prea exagerează, politicul este înainte la toate. Dacă o să ne obișnim într-o zi ca cetățean, ca țară, ca politician, ca și o mai fi noi, să gândim că politica este, de fapt, ceva, cel puțin pe locul 2... Bun, domnule, să vă atunci spuneți-le dumneavoastră cetățenilor în câte zile municipiul Vaslui va fi curățat de zăpadă și în câte zile oamenii nu vor mai merge printre munții de zăpadă, da. Nu vor mai fi nevoiți să meargă pe stradă alături de mașini, pentru că trotuarele sunt pline de zăpadă. S-a luat zăpada de pe partea carosabilă și s-a pus pe trotuar. Ia dați-le dumneavoastră răspuns la întrebările astea cetățenilor. N-aș putea să estimez, domnul Saizu. Păi de ce? Că sunteți consilier local și puteți lua la întrebări pe cei. Dar nu eu coordonez activitatea. Activitatea... În zilele de sâmbătă și de duminică, ați văzut dumneavoastră vreun lucrător de la Goscom să îndepărteze zăpada de pe vreo stradă? Da, așa. Eu am circulat așa sâmbătă și duminică prin tot orașul și n-am văzut lucrul ăsta. Eu am văzut. Unde i-ați văzut? Cum ați găsit dumneavoastră fițuica aia
pentru dezăpezării, ia că așa am găsit eu cred că se pun fițui și numai la dumneavoastră în Moara Grești și se dezăpezesc străzile numai în Moara Grești la dumneavoastră acolo. Cred că știu cei de la primărie că stau consilierii locali acolo. M-ați întrebat ceva și dați-mi voie să vă răspund. Nu, în câte zile se va dezăpezi? Nu pot să estimez. Păi nu, că păreați foarte interesat de subiectul ăsta cu zăpada. Sunt interesat de subiectul ăsta cu zăpada. Dar nu pot să estimez eu în câte zile se realizează dezăpezerea sau încărcarea și transportul cantităților de zăpadă. Dar în câte luni puteți estima așa sau în câte săptămâni? Nu e vorba de luni, domnul Saezu. Ne întâlnim duminica viitoare, dacă vreți, într-o altă emisiune și o să vedeți că... Păi până atunci o topește soarele și se inundă orașul. O parte o topește. Canalizarea nu poate face față acestui volum. O parte din zăpadă o topește soarele. Și dacă tot zăpada e subiectul ăsta atât de important pentru perioada în care ne aflăm, ce acțiuni umanitare au organizat PRM-ul în ultima perioadă pentru sinistrații din județul Vaslui sau pentru cei din alte județe? Suntem în campanie de strângere a unor produse. Păi când le mai strângeți? Că vine primăvara. Oricând sunt binevenite niște ajutoare. Și ce ați făcut concret până acum în campania asta? La sediul partidului avem o acțiune de acest gen, unde membrii de partid vor aduce fiecare câte ceva ce cred de cuvință, neperisabil, și care într-o perioadă imediat următoare vor fi duse... Când ați demarat acțiunea asta? Săptămâna aceasta. Nu cam târziu? Pare târziu, v-am spus că... Păreați foarte interesat de subiectul ăsta, zăpadă și de problemele oamenilor. Pare târziu. Așa cum părea și colegul noastră, Corneliu Bichineț, preocupat de soarta oamenilor pe vreme de iarnă, dar nu a luat nicio măsură pentru acea familie care trăia în mijlocul câmpului, în plin ger și în plină zăpadă, și a fost nevoie ca un om să moară până când se ia cineva atitudine. La Ștefan cel Mare. La Ștefan cel Mare. Da, colegul noastră, Corneliu Bichineț, era foarte preocupat de soarta oamenilor care nu au adăpost. Din păcate, ce ați strâns până acum din această campanie? Produse care sunt neperisabile, conserve. Cu cantitatea anume? Sau? N-am cântărit. Dacă știam că mă întrebați chestia asta, cântăream, vineam cu evidența și vă spuneam. 2 kg de zahăr, 3 kg, 3 litri de urină. Nu mă ocup eu în mod direct de problema asta. Inițiativa este a organizației, se ocupă alți colegi. Când veți împărți ajutoarele? După ce le vom strânge, domnul Saezu. Da? Și dacă le veți strânge așa peste un an de zile? După un an de zile o să le ducem la cei care sunt în situații dificile. Da, mai aveați un mesaj la un telespectator și lărgirea străzii de la E.ON către Casa Sindicatelor ar fi o idee bună. De la E.ON, nu. Acolo, dacă m-a întrebat un telespectator, din punctul meu de vedere, este bine depus la punct un sistem de circulație în sens unic. Este un punct de vedere al meu pe care l-am expus executivului încă de acum 2 ani. Străzile din zona E.ON-ului nu mai pot fi lărgite din punctul meu de vedere datorită imobililor care sunt în acea zonă. Din acest motiv, un sistem de sens unic ar rezolva problema. Sistem de sens unic care și în acest moment l-am în cap. Probabil că într-o perioadă următoare, prin insistență, voi reuși să conving executivul pentru acest sistem de sens unic. Pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție, am văzut că v-ați și uitat la ceas, știu că vreți să ajungeți la meciul de handbal. Da, să ajung. Ajung numai dacă îmi dați voie dumneavoastră. Sigur că da, încheiem în 2 minute emisiunea. Dacă mai aveți întrebări. O întrebare mai am. Va avea PRM-ul candidați la Consiliul Județean, Primăria Vaslui, Primăria Huș, Primăria Bârlad, Primăria Negreș și toate primăriile din județul Vaslui? Așa ne-am propus, domnul Saezu și stimați telespectatori, ca partidul nostru să aibă astfel de candidați în toate unitățile administrativ-teritoriale care compun județul Vaslui. Cât vom reuși și cum vor reuși, vom afla în timp. S-au terminat problemele cu acei primari care se plimbau între PRM și PDL? E greu să răspund în locul lor. Păi este greu să răspund. Din punctul de vedere ca președinte, având în vedere că nu au primit păi nimic... Domnul Saezu, când vorbesc față în față cu primarul de la care faci referire... Ați avut discuții recente cu ei? Sigur am avut discuții, au anumit atunci. Ce v-au spus? Vom vedea.
Nu va da niciun asigurări că va candida pe o listă sau alta? Da, unii mi-au dat asigurări, unii vom vedea, unii... Ceva de gen. Nu e nicio problemă. Aveți pregătite auziți, și soluții domnul, de rezervă? Domnul Saezu, auziți, să știți că nimeni nu este de neînlocuit. Uneori, cel care înlocuiește pe cineva este mai bun decât cel care se credea că este de neînlocuit. Și viața a demonstrat, acest lucru. Mai mult, atunci când te crezi nemuritor, tot stăpân, și că fără tine nu poate să miște nimic, este o idee eronată, iar acel personaj nu are calități pentru a îndeplini o funcție care să reprezinte o comunitate. Dacă pleacă domnul Bichinez de la PRM, moare această formațiune politică la nivelul județului Vaslui? Partidul este partid, Bichinez este persoană. Da? Nici Bichinez nu moare fără partid și nici partidul nu moare fără Bichinez. Partidul va exista. Și cu Bichinez și fără Bichinez, și cu sârbu și fără sârbu, și cu ăla și cu fără ăla, înțeles? Partidul nu va fi cineva care să ducă partidul pe un drum către înainte, va fi altul care îl va duce așa cum va putea să-l ducă. Dar partidul ca atare rămâne. Fără niciun fel de chestiune. Deci nimeni nu moare fără celălalt. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiunea noastră astăzi, vă mai aștept în studio și cu alte ocazii. Succes în continuare la întocmirea listelor pentru candidații alegerilor viitoare. Sper să întocmiți aceste liste cât mai curând și să veniți să le faceți cunoscute domnul electoratului. Mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat la emisiune. O să am grijă ca primul informat să fiți dumneavoastră pentru că m-ați provocat foarte mult. Mulțumim pentru această grijă. M-ați provocat foarte mult astăzi. Afară a ieșit soarele, strălucește bine. Eu doresc cetățenilor din Vaslui ca perioada asta cu acumulări de zăpadă să fie cât mai mică, au cei care au atribuții să reușească această dezăpezire, iar acum, pentru că cred că începe meciul dintre Vaslui și Bacău, m-ar bucura tare mult că este derbiul seriei din care face parte RC Vaslui. M-ar bucura să învingem și să fie un pas înainte pentru promovarea în prima ligă de handbal. Sunt un susținător adevărat al sportului în general. Mulțumesc încă o dată pentru parte, prezența la... Efectiv, personal fac sport, dar fac sport pentru mine pentru că performanța este prea târziu să o mai realizez. Mulțumesc încă o dată pentru prezența la emisiune, doamnelor și domnilor. Aceasta a fost ediția Linia 1 de astăzi. O zi bună în continuare.